În februarie 1932, Emil Bodnăraș a dezertat din armată și a fugit în URSS. La Moscova, Bodnăraș a frecventat școala superioară a serviciilor speciale sovietice. Emil Bodnăraș s-a reîntors în mod ilegal în România în 1935 pentru a îndeplini misiuni speciale încredințate de GRU, spionajul militar sovietic. A fost recunoscut în tren și denunțat de unul dintre foștii săi colegi de școală. În mai 1935, a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru dezertare în timp de pace și sustragere de acte. După rejudecarea procesului, i s-a redus condamnarea la numai 5 ani de închisoare și a executat pedeapsa la Brașov, Doftana și Caransebeș, iar în anul 1940 a devenit membru al Partidului Comunist Român, aflat în ilegalitate.